Nu știu dacă țineți minte meciul României cu Italia din 1983. Am învins cu 1-0. Eu am înscris de la 30 de metri de poartă adversă. O mică explicație pentru tricolorii de azi. Poarta adversă e în partea cealaltă a terenului față de unde jucați. Yeah. Știu că în cantonamentul naționalei se vorbește de o poartă adversă ca de o legendă. Se spune că există și la ei o poartă. Nimeni n-a văzut-o. A fost odată ca niciodată. Se spune că mulți jucători nu au văzut-o. Altora le-a apărut în vis. N-ar fi rău să punem porți și pe lateralul terenului, așa pare că jucăm ofensiv.